Har și pace vouă de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, în această duminică, bisericile luterane care celebrează calendarul liturgic istoric al bisericilor luterane din secolul al XVI-lea, celebrează sărbătoarea numită Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Predica din această duminică se fundamentează așadar pe pericopa din Matei, la capitolul 17, primele două versete, pe care le-am citit în cadrul citirilor liturgice pentru această duminică. Dragii mei, este din ce în ce mai evident pentru fiecare dintre noi faptul că astăzi creștinismul nu mai este absolut deloc la modă. Unul dintre cele mai importante motive pentru care credința creștină nu mai este astăzi atractivă este acela că ea sfidează, nu de puține ori, rațiunea umană. Relatările Sfintelor Scripturi generează foarte des un zâmbet sfidător din partea necredincioșilor, deoarece aceștia consideră Scriptura ca fiind doar o colecție de mituri care nu se mai pot plia pe inteligența acestui vers. Poate că acest lucru nu ne rănește atât de mult, pentru că ne amintim faptul că Sfântul Apostol Paul ne spune, de exemplu, în 1 Corinteni, la capitolul 1, faptul că, citez, cuvântul cruci este nebunie pentru cei care se pierd. Cu adevărat, grav însă este faptul că, în prezent, din ce în ce mai multe biserici care se numesc creștine, au aceeași atitudine față de Sfintele Scripturi. Credința Sfinților Apostoli a devenit astăzi nepopulară și este abandonată de foarte multe biserici creștine. Mulți creștini consideră că dacă punem accentul pe Sfânta Scriptură și pe credința strămoșilor noștri, nu suntem altceva decât niște oameni înduși, demodați, stricți și rigizi. Pentru acești oameni, doctrinele creștine nu mai au niciun fel de valoare. Mărturisirea păcatelor nu mai este o practică în aceste biserici, deoarece într-o lume postmodernă, dacă ajungi să vorbești despre păcat, se consideră că ești un om care jignești și care judeci. Închinarea istorică, de asemenea, s-a schimbat într-una modernă și antrenantă, iar bisericile moderne nu mai sunt deloc un loc sacru unde omul se întâlnește cu Sfințenia lui Dumnezeu, ci un loc de distracție, unde creștinii vin să se simtă bine, fără să fie împovărați de ceea ce Dumnezeu cere de la ei. Așadar, cel puțin creștinismul conservator nu mai este deloc popular în prezent. În această duminică, doresc să vă vorbesc despre un eveniment aparte. Un eveniment pe care cei mai mulți creștini din prezent, creștini postmoderni, care nu pun accentul pe Scriptură, îl consideră un mit, o fabulă. Este vorba despre experiența aparte pe care multe trei ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos au trăit-o atunci când au însoțit pe Mântuitorul nostru pe un munte pe care tradiția numește Muntele Tabor și pe care Sfântul Apostol Petru îl numește în 2 Petru capitolul 1, din care am citit în lectura noastră din epistole, îl numește Muntele Sfânt. Schimbarea la față ne spune despre faptul că Iisus Hristos, cel născut în Betleem, din Sfânta și Binecuvântată Fecioară Maria, este cu adevărat gloriosul Fiu al lui Dumnezeu. Domnul a găsit însă de cuvință să ascundă această glorie veșnică a Fiului Său, astfel încât în această lume Fiul Său să arate ca un om umil și nu ca un Dumnezeu adevărat.
Slava lui Dumnezeu a fost astfel ascunsă în Iisus Hristos. Iar Dumnezeu a ales ca Fiul Său să arate ca un om obișnuit, ca un om în care nimic nu părea special. Sfântul profet Isaia ne spune în Isaia 53, în felul următor, nu avea formă și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Fiul lui Dumnezeu, așadar, a lucrat pe acest pământ fără să fie observat de către oameni ca fiind Dumnezeu la adevărat și veșnic. Atotputernicia lui a fost ascunsă de slăbiciunea umană. Dumnezeu, în marea lui înțelepciune, a ales să ascundă victoria asupra păcatului, a morții și a diavolului, într-o formă de înfrângere. În Iisus Hristos, oamenii au văzut doar un om care, așa cum citim în Luca, la capitolul 9, nu avea unde să-și plece capul. Au văzut doar un om înfrânt, un om neputincios, un om suferind, un om condamnat, un om batjocorit și un om ucis în mod crud, pe o cruce. Totuși, în ciuda acestui tablou, Domnul nostru Iisus Hristos le spune oamenilor următoarele. În Ioan, capitolul 10, citim astfel. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că îmi dau viața, pentru ca să o iau din nou. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am puterea să o dau și am puterea să o iau din nou. Mai mult, atunci când a terminat pe cruce, zdrobit de suferință, complet înfrânt, acest Iisus și-a dat ultima suflare, proclamând victoria împotriva păcatului, a morții și a diavolului, prin cuvintele care spun în limba greacă tetelestai. Tetelestai, în limba greacă, în limba română, se traduce prin expresie s-a sfârșit sau s-a împlinit. Așa cum ne găsim și noi redate în Ioan, la capitolul numărul 9. În moartea plină de umilință a Fiului Său, Dumnezeu a ascuns iertarea păcatelor noastre și victoria fiecăruia dintre noi asupra păcatului și a morții și a diavolului. Schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos pe muntele Tabor a reprezentat, dragii mei, o înlăturare temporară a acestui văd care acoperea divinitatea veșnică a Fiului lui Dumnezeu. Iar trei dintre ucenicii săi, așa cum ne spune Sfânta Evanghelie, apostolii Petru, Ioan și Iacob, au avut posibilitatea să vadă gloria cerească a Mântuitorului. Ei au avut binecuvântarea să vadă ceea ce toți ceilalți nu aveau cum să-L vadă privind la Iisus din Nazaret. La schimbarea la față, Dumnezeu a oferit omului o privire asupra ceea ce natura noastră păcătoasă nu poate să vadă propria ei putere. Dragii mei, Scriptura ne învață faptul că nu putem cunoaște pe Dumnezeu altfel decât prin Iisus Hristos. Cei mai mulți oameni moderni neagă această afirmație pe care o consideră ca fiind exclusivistă. Credința cea mai comună astăzi, atenție, este aceea că toate credințele, într-un fel sau altul, ne conduc la Dumnezeu. Sau că fiecare credință îl prezintă pe Dumnezeu, dar cumva fac lucrul acesta din perspective diferite. Dragii mei, în mod contrar, Sfânta Scriptură ne spune că acest lucru este fals, este complet fals. Sfânta Scriptură ne spune că la Dumnezeu nu se poate ajunge decât exclusiv prin Hristos. Și pe Dumnezeu nu putem cunoaște decât exclusiv prin Hristos. Iată ce ne spune Sfântul Apostol Petru, foarte tranșant, în Fapte, capitolul 4, citez, nu este în nimeni altul mântuirea,
pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. O astfel de afirmație contrazice însă creștinismul modern și este declarată de către creștinismul modern ca fiind o viziune îngustă în comparație cu emanciparea culturală și intelectuală la care a ajuns societatea din prezent. Dar Sfânta Scriptură ne spune faptul că Dumnezeu a găsit de cuvință să reveleze aceste adevăruri cerești pentru ca oamenii să le primească prin credință, ci nu înțelepciunea acestei lumi, după cum ne spune Sfântul Apostol Paul în 1 Corinteni la capitolul 1, Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele puternice. Dumnezeu s-a revelat apelând la credința celor slabi și nu la rațiunea celor învățați. Dragii mei, unul dintre cele mai mari mistere ale schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos este acela că El a ales să reveleze această minunată epifanie doar înaintea a trei dintre Sfinții Săi Apostoli și nu înaintea la toți cei 12. Acest lucru a născut foarte multe speculații în sânul creștinismului. Vedeți însă, în Vechiul Testament, pentru a atesta un lucru ca fiind adevărat, era întotdeauna necesară prezența a doi sau trei martori. Lucrul acesta este valabil și pentru Biserica Apostolică. De exemplu, în 1 Timotei, capitolul 5, Sfântul Apostol Paul îl îndeamnă pe iubitul său ucenic Timotei în felul următor. Să nu primești nicio acuzație împotriva unui prezbiter decât dacă vine de la doi sau trei martori. Este posibil, dragii mei, ca Domnul Iisus Hristos să-i fie ales pe cei trei sfinți apostoli, pentru că atunci când acest eveniment avea să fie povestit lumii, autenticitatea lui să fie garantată de către acești trei martori, iar oamenii să creadă cele relatate de acești trei martori. Evenimentul schimbării la față ne este relatat, dragii mei, de trei dintre cei patru evangheliști. Mai precis de către cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Dar ce au văzut ucenicii aceștia atunci când au însoțit pe Domnul nostru Iisus Hristos pe muntele Tabor? Scriptura ne spune în Matei, capitolul 17, la versetul 2, astfel, și a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. Literalmente, Sfântul Apostol Matei ne spune faptul că Iisus a apărut în fața apostolilor, ucenicilor săi, într-un mod complet diferit față de modul în care El apărea în mod uzual. El nu s-a transformat însă într-o altă ființă. Aflăm din Scriptură faptul că Iisus Hristos a rămas același ca foc. Trăsăturile sale trupești nu s-au schimbat deloc. Schimbarea a constat însă în faptul că Iisus a început să strălucească, deoarece slava Fiului lui Dumnezeu, care până atunci fusese ascunsă în firea omenească, sau de firea omenească, era acum vizibilă înaintea acestor ucenici în deplinătatea gloriei ei. Puritatea, sfințenia și tot puternicea lui Dumnezeu erau acum vizibile pe deplin în Hristos. Iar Iisus era revelat pe vârful muntelui Tabor în calitatea sa de creator, de stăpân al tuturor lucrurilor. Dumnezeu mai presus de toate. Iisus stătea acolo pe vârful muntelui Tabor ca Domn al vieții,
ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, așa cum ne mărturisește și crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Fiul lui Dumnezeu a câștigat mântuirea noastră luând parte la planul de mântuire făcut în taina Sfintei Trăimi încă din veșnicii. El este Cel care atât de mult a iubit această lume, încât și-a părăsit gloria cerească pentru a veni în umilința acestei lumi pentru salvarea noastră. Acum, exact acelora care îl rugau, îl bacșocoreau și așa cum ne spune Sfântul Apostol Isaia, nu vedeau în el decât un om disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței, de care ți-a scurs fața, era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă, după cum citim în Isaia 53. El este Cel a cărui dragoste pentru noi a fost atât de mare, încât a ales El însuși să devină păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El, după cum citim în 2 Corinteni la capitolul 5, unde Sfântul Apostol Paul ne spune astfel, pe Cel care nu a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în El. Gloria aceasta pe care cei trei Sfinți Apostoli au văzut-o pe muntele Tabor este slava mântuirii noastre. Acest lucru reiese din întâlnirea și discuția purtată de către Domnul nostru Iisus Hristos cu Sfinții Profeți Moise și Ilie. Sfântul Evanghelist și ucenic Luca ne dezvăluie, relatând evenimentul schimbării la față de Luca, la capitolul 9, faptul că Domnul Iisus Hristos și Sfinții Profeți Moise și Ilie vorbeau, citesc, despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Sfinții Profeți Moise și Ilie reprezintă legea și profeții, legea și profețiile care se împlinesc pe deplin în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cei trei însă nu vorbeau despre lege, nu vorbeau despre ceea ce oamenii trebuie să facă ca să fie plăcuți lui Dumnezeu, ci vorbeau despre ceea ce Dumnezeu avea să facă la Ierusalim în și prin Fiul Său Iisus Hristos, care avea să se sacrifice pentru ca oamenii păcătoși să fie mântuiți și eliberați de sub blestemul legii. Apoi citim faptul că cei trei au fost umpliți de un om strălucitor. Dumnezeu Tatăl însuși era acolo pe vârful muntelui Tabor. Iisus Fiul lui Dumnezeu era în părtășie intimă cu Dumnezeu Tatăl pe tot parcursul misiunii sale pe acest pământ. Dumnezeu Tatăl revelează misterul lui Iisus din Nazaret spunând cu însuși gura lui: acesta este Fiul meu cel ales, ascultați de El, după cum le dă Sfântul Ucenic și Evanghelist Luca aceste cuvinte. Aceste cuvinte au mai fost auzite odată la botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci, la botezul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care noi l-am celebrat în urmă cu două duminici, Dumnezeu Tatăl îl revela pe Iisus Hristos gata să-și înceapă lucrarea pe acest pământ de predicarea Evangheliei în vederea mântuirii omului. Acum, la schimbarea la față de pe muntele Tabor, același Dumnezeu Tatăl îl revelează pe Iisus Hristos gata să încheie misiunea aceasta de salvare a omului păcătos prin jertfa sa de pe cruce, acolo unde avea să primească pedeapsa pentru păcatele fiecăruia dintre noi. Astfel, aceste cuvinte ne mângâie, pentru că ele ne amintesc de faptul că Domnul Iisus Hristos a devenit Mântuitorul nostru, luând asupra Lui întreaga judecată a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru că astfel se împartă cu noi propria Lui sfințenie și astfel să avem parte de viața veșnică. O ultimă problemă ridicată de această relatare a schimbării la față este legată de faptul că Domnul Iisus Hristos le-a cerut celor trei ucenici care au fost martori acestui eveniment astfel: să nu spuneți nimănui ce ați văzut până când Fiul Domnului nu va învia dintre cei morți. De ce oare acest lucru?
De ce oare să le fi cerut Domnul Iisus Hristos acestor ucenici să nu spună la ceilalți ce s-a întâmplat? Vedeți? Sfântul Evanghelist Luca ne dă un detaliu foarte important în acest capitol. În versetul 51 din Luca 9, un verset care stă parcă întipărit în inima mea, Sfântul Evanghelist Luca ne spune faptul că după evenimentul schimbării la față, citez, că s-au împlinit zilele înălțării sale, s-a îndreptat cu hotărâre spre a merge la Ierusalim. Astfel, Domnul Iisus Hristos, astfel de fapt schimbarea la față, marchează începutul ultimei etape din planul de mântuire a unui păcătos. Așa cum botezul Domnului nostru Iisus Hristos a marcat începutul lucrării sale publice de predicare a Evangheliei, schimbarea la față marchează ultima etapă din planul de mântuire. Domnul Iisus Hristos era gata acum să meargă la cruce unde avea să împlinească scopul pentru care s-a întrupat la Betlehem. Urmau clipe grele, clipe dificile, în doar câteva săptămâni. Suntem la doar câteva săptămâni distanță, mai precis 9 săptămâni distanță, de momentul în care Domnul avea să fie răstignit. Așadar, urmau clipe grele, în care Domnul avea să fie batjocorit, umilit, avea să se confrunte cu trădarea oamenilor, cu arestarea sa, cu suferința sa și în cele din urmă cu moartea sa. Iisus nu a vrut ca Epifania de pe Muntele Tabor să fie cunoscută înainte de înviere, pentru ca ucenicii săi să nu fie puși într-o confuzie probabil greu de depășit. Ucenicii lui, cu siguranță, nu înțelegeau aproape deloc misiunea lui Hristos, anume faptul că Dumnezeu cel întrupat nu avea să devină împăratul Israelului așa cum ei visau, ci avea să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, după cum citim în Ioana, capitolul 1. Înainte ca ei să afle despre schimbarea la față, era necesar ca să înțeleagă pe deplin misiunea lui Hristos. Iar această înțelegere deplină a misiunii lui Hristos s-a întâmplat doar după învierea Domnului nostru. Dragii, evenimentul schimbării la față, așa cum am spus, precede momentul în care Hristos și-a întâlnit pașii spre Ierusalim. De acum încolo, doar câteva săptămâni îl mai despărțeau de jertfa sa la cruce. Cu doar câteva săptămâni ne mai despart pe noi de sărbătoarea învierii Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos avea să se aducă pe sine ca jertfă pentru păcatele noastre, împlinind astfel profeția care spune în Isaia 53, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era stăpânt pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste și mângâniile Lui, suntem temătuiți. Astfel, Domnul Iisus Hristos este salvarea noastră, este Mântuitorul nostru, Cel care ne-a adus iertarea păcatelor și viața veșnică, eliberându-ne de sub blestemul legii și din robia păcatului, a morții și a diavolului, prin jertfa sa. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere, să fie cu voi toți în Iisus Hristos, Domnul nostru.